Petre Roman a avut o primă reacție după ce s-a aflat public că fosta lui soție a murit, este doliu în lumea mondenă de la noi, după ce în noaptea de joi spre vineri, din păcate, Mioara Roman s-a stins în mod subit din viață. Fosta soție a lui Petre Roman a murit cu 2 luni înainte de a împlini vârsta de 84 de ani, într-un centru de recuperare din Snagov, în somn, acolo unde Oana decisese să o cazeze pentru un trai bun și liniștit, dar și pentru a fi îngrijită la un nivel înalt. Mioara Roman se lupta de o lungă perioadă cu tot felul de probleme de sănătate și nu de puține ori a ajuns pe mâna medicilor. Însă, de fiecare dată, fosta soție a omului politic a demonstrat că este o femeie puternică, doar asta nu s-a mai întâmplat acum, când moartea, din păcate, a luat-o dintre cei vii. Tatăl Oanei Roman nu s-a arătat deschis la discuții pe acest subiect, a ținut doar să ne spună că acum se află în drum spre România, fiind în aeroport la momentul convorbirii, cel mai probabil dorind să le fie alături Oanei și Catincăi în aceste clipe grele. De asemenea, Petre Roman a menționat că nu este momentul acum pentru a ieși la rampă, având în vedere necazul prin care fiicele lui trec. De menționat fiind faptul că el și Mioara Roman, de când au divorțat, în 2007, nu s-au mai văzut și nici nu și-au mai vorbit, însă el a avut mereu grijă să se intereseze de starea ei de sănătate. Sunt în avion, mă întorc spre țară. Nu e acum momentul, vă rog frumos, a spus Petre Roman, în exclusivitate, pentru Wowbiz. Mai trebuie spus faptul că Oana Roman, care se afla în vacanță alături de fiica sa atunci când a primit tragica veste, a spus că Mioara a murit în somn, liniștită, așa cum și-a dorit, la ora 1, în noaptea de joi spre vineri, 23 februarie. Primele amintiri, o să vă dezamăgesc, sunt bombardamentul din 44, pentru că eu sunt copil de război, născut în 40 și... Eram la gară cu mama, eu în brațele ei și sora mea de mână. Și atunci ne-a dărâmat casa din domenii și eu am fost foarte marcată de acel bombardament, că trebuia să mă țin de gâtul ei tare, că mi-era frică. Totuși, bombardamentul a fost groaznic. Și lumea o să mire, era bombardament american, că România era în război cu... Aliați alături, da. Era alături de Germania. Și v-ați ascuns undeva? Sau? Nu, am stat în gară într-o parte așa, dar, mă rog, asta e amintirea mea primă. După aceea ne-am mutat și aș vrea să fac, nu că s-ar face speculații, dar tatăl meu a avut, nu știu dacă numai șansa, dar și meritul, ca în 39, deci înainte să mă nasc eu, să facă un stagiu de sociologie la Geneva.